Lăudat să fie Domnul. Cred că poate ar fi un exercițiu binevenit dacă ne-am ridicat în picioare înaintea Domnului și o mai dau o dată citire acestor patru versete de care am vrea să ne folosim în seara aceasta, să auzim cuvântul Domnului, așa cum fusese citit la început, 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Iubiți frați și surori, așa cum dumneavoastră ați remarcat încă de la început, se afișa acel slide în care se prezenta o întrebare. Îi pasă Domnului de mine? Într-adevăr, în zilele acestea pe care noi le trăim, așa cum spunem noi, se scrie istorie. Pentru că în istoria modernă așa ceva nu s-a mai întâmplat și cred că nici dumneavoastră n-ați preconizat, n-am știut ce se va întâmpla și totuși iată-ne aici. Și în momentele acestea e legitim să ne întrebăm, ce va fi? Oare vom trece cu bine? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla pentru biserică? Pentru viața noastră religioasă vor fi constrângeri? Vom mai avea din nou harul să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu? Și de aceea, în seara aceasta, am intitulat mesajul pe care îl port pe inimă din partea Domnului și totuși Dumnezeu veghează. Eu cred din toată inima că Dumnezeul nostru veghează. Se îndrepta cuvântul Domnului către Ieremia și spunea, ce vezi, Ieremia? Eu, spune Ieremia, văd un veghiator. Și Domnul îi răspunde, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Și Domnul Iisus, cu sfânta lui gură, spunea că nu va trece cerul și pământul până să se împlinească chiar o iotă din cuvintele Domnului Iisus. Și cred din toată inima că El este suveran, le ține pe toate în mâna Lui, viața noastră este în mâna Lui, biserica Domnului este în mâna Lui și cred că da, răspunsul la întrebarea aceasta este și totuși Dumnezeu veghează. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne întărească, să ne sprijinească și să ne ajute ca în fiecare zi să trăim mânați de gândul acesta. Dumnezeul nostru veghează. M-am gândit că este ușor atunci când ne merge bine, atunci când avem de toate, când nu ne lipsește nimic, nici bani, nici sănătate, nici loc de lucru, să acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu. E ușor. Și o putem face cu multă ușurință. Chiar ne place să ne întâlnim, să mai povestim și spunem Domnul e bun și Dumnezeu a fost bun. Și cântam noi cântarea aceea pe care sunt sigur că dumneavoastră o știți, vorbim de credință când suntem sus pe munte. Pare ușor când necazuri n-avem, dar vin și încercări și ispite și atunci Dumnezeu vede cât mă încred eu în El. Pentru că adevărata noastră față și adevărata noastră măsură de credință nu se vede în timpul când ne merge bine și suntem liniștiți. Adevărata noastră credință în Domnul Iisus se vede atunci când barca este pe valuri împinsă încoace și încolo, nădejdea pare să se diminueze, parcă nu mai avem la cine alerga, la cine striga și atunci alergăm la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne testează și în momentul acela se vede credința noastră. Și noi am cântat până odinioară când am dus-o bine și încă o ducem bine, numai că suntem puțin mai constrânși, însă nu știu dacă Dumnezeu va îngădui și alte clipe mai grele în care să ni se vadă cu adevărat credința noastră. Și eu aș dori din toată inima să cred că Dumnezeu ne va întări și în momentele acelea și din toată inima să spunem cu adevărat și totuși Dumnezeu veghează. Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Traiul acesta bun pe care l-am trăit noi în ultima perioadă, cel puțin generația mea de când m-am născut. Eu m-am născut după comunism, n-am știut ce înseamnă decât din auzite. Dumneavoastră care sunteți mai bătrâni, ați avut alte experiențe. Însă venind în țara aceasta binecuvântată, în continentul acesta nord-american, unde am avut de toate din belșug, s-a întâmplat ceva.
că traiul ăsta bun ne-a făcut să fim niște oameni foarte sensibili, niște oameni foarte pretențioși, niște oameni, dacă vreți, răsfățați, niște buni critici care putem sta pe o bancă adunării și putem ușor să băgăm de vină. Predicatorul nu prea se descurcă în seara asta. Cântărețul o luat un pic mai jos, nu prea merge. Fanfara o greșit la o intrare. Corul nu s-a pregătit bine. Și suntem deodată niște buni critici care ne pricepem să analizăm slujitorii, slujba, uitând că de fapt eu, care sunt mădular în trupul Domnului Iisus, Domnul spunea prin gura Sfântului Apostol că prin ceea ce dă fiecare încheietură în parte, trupul își primește creșterea. Dar am uitat că eu sunt o încheietură, am uitat că și eu trebuie să aduc ceva, ci m-am obișnuit cu viața asta bună, în care să vin la adunare, frumos să ocup acolo un loc, să-mi pun și eu pretenția mea, părerea mea, ce nu este bine, ce mă ofensează, pentru că așa e stilul ăsta care ne-a învățat. Doamne ferește cineva să ne mai mustre, să ne mai tragă atenția. Cum îndrăznește să-mi spună el mie că nu am făcut ceva bine? Dar ce are cu mine? Dar ce are cu familia mea? Dar ce are cu casa mea? Dar nu-și poate vedea de treaba lui? Ba încă oamenii, în sensibilitatea lor, dacă un pic sunt supărați, li se face o nedreptate, sunt în stare până acolo să se tărască unul în altul în tribunale pentru a scoate dreptatea la iveală. Ca să vadă toți că el m-a jignit. Ca să vadă toți că el m-a călcat în picioare și acum eu trebuie să-mi scot dreptatea. Și ăsta este adevărul. Traiul ăsta bun pe care l-am trăit noi până în momentele acestea ne-a făcut să fim niște oameni sensibili, niște oameni pretențioși și niște oameni care spunem noi, ferească Dumnezeu să trecem noi prin încercare, că doar suntem biserica lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Nouă Dumnezeu ne-a rezervat cerul, ne-a rezervat viitorul, ne-a rezervat împărăția de 1000 de ani. Noi suntem aleșii lui Dumnezeu și ferească Dumnezeu ca nouă să ni se întâmple ceva. Ferească Dumnezeu ca nouă să ne lipsească vreodată hrana, să n-avem din belșug de toate că atunci ei bai. S-ar putea să ni se clatine credința noastră. Și atunci întrebarea pe care o pun eu, oare suntem noi adânci în ceea ce credem sau suntem noi superficiali? Pentru că Apostolul Petru spunea de o întâmplare când toți avem, și așa predica fratele Onii, legitim voie să întrebăm, nu în obrăznicie și cu pretenția că Dumnezeu trebuie să ne răspundă, dar ne gândim la viața noastră, ce va fi. Cum vom trece? Ce se va întâmpla cu familia noastră? Însă lucrurile acestea, dacă sunt scăpate de sub control, riscăm să purtăm această povară a îngrijorărilor pe care Dumnezeu nu vrea să o purtăm. De aceea, spunea Petru Apostolul, de aceea aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși se îngrijește de voi. Și eu zic, Doamne, ajută-ne ca în orice moment să înțelegem lucrul acesta, că Tu ești la cârma vieții noastre. Omul lui Dumnezeu, David, spunea la un moment dat în Psalmul 30 un lucru mare și adevărat. Cuvântul Domnului spune în felul următor, versetul 6 și 7. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Și drept că toți dintre noi am spus așa când mi-a mers bine. Doamne, ca Petru, Te voi sluji până la capăt. Dacă trebuie, mor cu Tine. Petre, roagă-Te că Satana a cerut să se ceară credința Ta. Și noi de multe ori am spus, Doamne, noi cu Tine mergem până la capăt. Psalmistul spunea la fel, Doamne, când mergeam bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată, dar prin bunăvoința Ta mă așezase și pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Se poate că în momentul acela când suntem pe culme, în înălțime, pe un loc tare unde nu ni se îndoaie piciorul, să fim cu o mare încredere și credința noastră mare în Dumnezeu, că nouă nu ni se va întâmpla nimic și noi îl vom sluji pe Dumnezeu. Dar realitatea este că Dumnezeu se întoarce, așa cum spune Biblia, cum s-a întors fața și de la Ezechia, ca să vadă cum are să procedeze omul acesta. Ce va spune trimișilor din Babilon? Oamenii aceia veneau să audă
lucrarea aceasta minunată pe care o făcuse Dumnezeu. Și spune Domnul că s-a tras puțin de lângă Ezechia să vadă. Și omul acesta s-a cam tulburat. Omul acesta i s-a îndoiat piciorul și n-a mai făcut ceea ce trebuia să facă. Și realitatea este și adevărul că în viață toți vom trece la un moment dat prin încercări, prin stări în care credința noastră se poate să fie testată și zdruncinată. Ca să vadă Dumnezeu dacă într-adevăr îl iubim așa cum spunem noi, îl cinstim așa cum spunem noi, cum îi cântăm, cum predicăm, cum ne rugăm, vrea Dumnezeu să vadă lucrul acesta. Și eu mă rog din toată inima, Doamne, întărește-ne Tu și ajută-ne Tu. De exemplu, se poate ca omul sănătos, care e așezat pe o stâncă tare și merge bine, la un moment dat să se îmbolnăvească. Doctorii nu pot găsi un diagnostic. Sau dacă îl găsesc, este un tratament prea scump pe care nu și-l pot permite. Și atunci se pune întrebarea, oare Dumnezeu mai este în control? Mi-am aduc aminte, am ascultat o mărturisire a unei familii din România care era în vizită în America la ceva cumnați de-a lor. În America, dumneavoastră știți, sistemul de sănătate e diferit. Ei nu au asigurări așa cum avem noi acoperite de health card, trebuie să-ți cumperi. Familia aceasta stătea mai rău cu asigurările, nu avea asigurări. Având vizita acestor cumnați din România, la un moment dat cumnatului i s-a făcut rău. Și simțind că îi se face mai rău și mai rău, îi spune, cumnate, te rog, sună salvarea, sună la 911. La care cumnatul un pic speriat îi spune, măi, tu știi cât costă în America să sun la salvare? Tu știi că nu ne permitem? Și spui, dacă nu suni la salvare, omor. Ce să facă? Pune mâna și sună la salvare, să vină salvarea. Vine salvarea, îi oferă îngrijiri, vede că starea omului se înrăutățește, îl ia cu salvarea, într-adevăr omul acela probleme cu inima, ajunge la spital, trebuie operație, trebuie stent, trebuie internat și ținut acolo mai multe zile și, desigur, la urmă apare bilul, apare factura, că cineva trebuie să plătească și factura. Și unde pui că spitalul trimite o factură de vreo 220.000 de dolari americani. Se gândeau acum, frații noștri bieți, ce om face, cum o plătim noi și factura asta. Și atunci e legitim într-o asemenea situație să te întrebi, oare Dumnezeu mai este în control? Cum vom putea noi plăti? Pentru că e prea mult, om vinde casa, om pierde tot ce am avea și om plăti. Însă e interesant că două companii mari care au auzit de cazul acelui om s-au oferit să plătească ele și au trimis o scrisoare acasă spunând că datoria dumneavoastră este achitată, o companie a plătit 120.000, alta 100.000 și spitalul a fost achitat. Și o spun pentru asta, slăvit să fie Domnul. M-am bucurat grozav și m-am gândit în situația asta, chiar în zilele noastre, când pot să apară niște situații pe care n-ai cum să le dovedești din punct de vedere uman, e logic și legitim să se ridice întrebarea aceasta. Oare Dumnezeu mai este în control? Dar nu numai atât. Ne gândim la un tânăr care investește și face școală. Și investește 4, 5, 6 ani și o grămadă de bani pe care poate nu-i are, ci împrumută de la părinți, de la bursă, de la guvern, ca să-și facă o școală, să aibă și el un job și un viitor. Însă așteaptă după ce termină școala un an, 2, 3, 4, 5 și locul lui de muncă pe care l-a visat, numai nu-l poate primi. Și atunci se ridică întrebarea, oare Dumnezeu mai este în control? Oare Dumnezeu mai veghează? Mai mult decât atât, ajung tinerii la vârsta frumoasă a maturității dorind să întemeieze o familie. Dar să uite la buzunarele lor și să cam sparte și pe acolo nu-i nimic, tot ce a fost o curs. Și să uite la posibilități, abia dacă găsim de o chirie, mașină nu știu cum o face, nunta costă atât, masa costă atât, rochia miresei costă atât, costumul costă atât. Și atunci se întreabă bietul tânăr care ar vrea să se însoare, să uite la situația lui, oare Dumnezeu mai este în control? Ce-o-i face? Și totuși o spun, Dumnezeu veghează. Mă gândesc la situații mult mai grele decât acestea. Am auzit de un frate din Anglia, tata 8 copii, care în urma unui diagnostic care l-a primit cu COVID-19, a trecut din viață și a rămas în urmă 8 copilași și o femeie văduvă tânăr. Și atunci e logic și legitim să te întrebi în situația aceasta, oare Dumnezeu mai veghează? Nu a văzut durerea acestei familii? Nu a văzut că e nevoie de un tată la 8 copilași care să îngrijească de familia lui? Și cum de totuși a îngăduit să plece din lumea aceasta? Oare Dumnezeu mai veghează?
Se clatină lumea aceasta în care noi trăim și a intrat groaza spaimei și a morții în oameni care se tem de ziua de mâine, oare ce va fi? Și tot se întreabă, oare Dumnezeu mai veghează? Dar mureau, mă gândesc la martirii, la primii creștini, la începutul bisericii, care erau aruncați la lei ca hrană, care mureau la luptele de gladiatori pentru a satisface dorințele oamenilor setoși de sânge care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și se întrebau poate cei de atunci, oare Dumnezeu veghează? Mureau oamenii crucificați pentru credința lor, pentru că nu vreau să se închine cezarului, să accepte divinitatea lui, ci spuneau ca un rege mai mare și regele lor îi Domnul Iisus. Și pentru credința aceasta și nădejdea aceasta, plăteau cu viața. Erau crucificați și erau arși pe rug. Și atunci cei care se uitau din jur se întrebau, oare Dumnezeu le mai controlează? Oare Dumnezeu mai este în control? Și cu toate acestea, noi spunem, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, atunci, acum și cât va mai ținea lumea aceasta și totuși Dumnezeu veghează. Slăvit să fie numele Domnului! Vreau să vă citesc un cuvânt din Psalmul 29, care a fost de mare căpătâi în viața mea când am avut greutățile mele și când nu știam poate ce să mai cred. Și m-am gândit la versetul acesta scris de omul lui Dumnezeu David, Psalmul 29:10. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește pe veci pe scaunul lui de domnie. Cel mai mare dezastru natural care l-a cunoscut istoria omenirii, în care mureau oamenii pe capete când venea judecata lui Dumnezeu. Erau părinți cu copii în brațe, erau soți, erau soții, erau tineri și erau bătrâni. Și din toată mulțimea aceea care popula pământul, doar 8 erau în corabie salvați, pentru că au căpătat har și milă din partea lui Dumnezeu. Și în dezastrul acesta natural, când se prăbușea și se zguduia lumea și când mureau oamenii toți, totuși Dumnezeu veghea și spune cuvântul Domnului că Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul. Și anunță cuvântul lui Dumnezeu de o vreme de tulburare care se va bate peste pământul acesta. Și nu știm noi ca biserică prin ce vom avea să trecem. Și totuși mă gândesc, versetul acesta este valabil? Dumnezeu va sta pe scaunul lui de domnie? Dumnezeu va veghea? Și eu zic, Doamne, lăudați să fie numele Tău, că Tu ai fost, ești și vei fi. Tu ești veghetorul și Tu veghezi asupra cuvântului Tău. Și totuși Dumnezeu veghează. O, Doamne, mărește-ne Tu credința aceasta și ajută-ne să ne punem cu adevărat încrederea în Tine într-un mod practic. Nu doar la nivel declarativ. Și așa cum citea fratele Oni pe Apostolul Pavel din Cartea Filipeni, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni și cu mulțumiri. Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile. Lăudați să fie numele Domnului. Frați și surori, ne bucurăm pentru că pe pământul acesta suntem copii de Dumnezeu. Tatăl nostru, spunem noi într-o cântare, este Domn peste univers. Cerul și pământul sunt a Lui. Niciodată de nimic eu nu mă tem, că sunt în mâna Lui. Credem noi cu adevărat lucrul acesta? O, Doamne, ajută-ne Tu. E ușor să credem când ne merge bine. E ușor să credem când avem de toate. Dar facă bunul Dumnezeu aceeași credință să avem chiar și atunci când lucrurile se clatină. Doamne, ajută-ne Tu! Amin. Iubiți frați și surori, însă întorcându-mă puțin la textul acesta pe care îl citisem, văd suveranitatea lui Dumnezeu, văd felul cum El poartă de grijă, văd grija Lui de Creator, văd dorința Lui și compasiunea Lui pentru omenire. Și totuși mă întreb, și din toată treaba asta, care e partea noastră? Ce avem noi de făcut? Să nu ne îndoim că Dumnezeu nu va face ceva. Ce a promis, Dumnezeu face. Și Dumnezeu nu schimbă cuvântul pentru că este un Dumnezeu credincios. Și de ce ar trebui să mă îngrijorez eu de ceea ce va face Dumnezeu care a promis, când mai degrabă ar trebui să mă uit la partea mea ce ar trebui să fac eu ca Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire făgăduința care mi-a făcut-o. Am auzit multe prorocii în care Dumnezeu vorbea unuia și altuia și spunea, am să te binecuvintez și am să te ajut să treci. Am să fiu cu tine. Și imediat apărea condiționalul. Dacă mă vei căuta. Dacă îți vei revizui viața ta. Dacă vei lua aminte la inima ta. Dacă îți vei îndrepta viața,
am să-ți ajut și am să fiu cu tine. Și întotdeauna tristă e că oamenii se uită doar la făgăduințele alea lui Dumnezeu și sunt bucuroși. Dumnezeu a zis că mă ajută. Și vrea Dumnezeu să ne ajute, că e Tatăl nostru cel ceresc. Dar adesea uităm condiționalul acela dacă. Și ceea ce trebuie să facem noi, responsabilitatea noastră, deodată se pune la spate, devine uitată și trece vremea, trec anii, unul după altul și noi așteptăm făgăduințele lui Dumnezeu și spunem, oare s-a schimbat Dumnezeu? Oare nu mai ascultă Dumnezeu? Oare nu mai vrea Dumnezeu să împlinească ceea ce a spus? Și Dumnezeu vrea să împlinească, dar spunea psalmistul, adu-ți aminte de juruințele care le-ai făcut înaintea Domnului și împlinește-le. O, Doamne, îndură-te Tu de noi! Care este toată treaba noastră, toată partea noastră pe care trebuie să o facem în ipostaza aceasta în care ne aflăm? Se zguduie lumea, dar credem noi că Dumnezeu e în control? Eu cred în toată inima. Credeți că Dumnezeu e în control? Amin. Dumnezeu e în control. Așa că de ce să ne îngrijorăm noi de ceea ce să fie? Haideți mai bine să ne îngrijorăm de ceea ce trebuie să facem noi și care este responsabilitatea noastră. Așadar, ce ne revine nouă? În primul rând, versetul 5 și 6. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Versetul 6. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Amin. Primul lucru care ne revine nouă în fiecare zi este să ne smerim sub mâna puternică a Dumnezeului nostru. Și eu zic, Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Pentru ca, la vremea potrivită, El să vă înalțe. Însă, dragii mei, au fost oameni care toată viața au trăit o viață smerită și n-au avut parte de mari înălțări. Dar știți că și oamenii aceia care au murit cu făgăduința lui Dumnezeu, va veni o zi a înălțării, va veni o zi a răpirii, va veni o zi în care Dumnezeu va aduce din nou și va înălța pe cei care L-au slujit. Eu cred din toată inima. Și cuvântul Domnului spunea, smeriți-vă sub mâna tare a Lui, ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Când e vremea potrivită? Pentru unii vremea potrivită poate să fie și în viața aceasta. Pentru alții vremea potrivită nu e în viața aceasta. Vremea potrivită va fi la vremea răsplătirii, când Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după fapta Lui și după gândul Lui. Dar Dumnezeu va înălța. De asta să fim siguri. Însă partea noastră, așa cum am spus, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Eu m-am gândit, citind pasajul acesta, la următorul aspect. Dumnezeul nostru are o mână puternică, o mână tare, o mână care poate apăsa, poate constrânge, poate strivi și poate forța. Însă nu se întâmplă astea decât omului care este mândru, pentru că așa spune, că stă împotriva celor mândri. Cei care nu se smeresc sub mâna stare a lui Dumnezeu pot fi zdrobiți de Dumnezeu. Dar cei ce se smeresc sub mâna tare a lui Dumnezeu, Dumnezeu îi ia în palma Lui, îi poartă în brațul Lui și spune că nimeni nu-i poate smulge din mâna Mea. Și asta e făgăduința lui Dumnezeu. Ce ne rămâne nouă? Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Am realizat din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeul nostru are o mână puternică. O mână care poate forța. Și pe cei care nu vor de bunăvoie, Dumnezeu îi poate constrânge. Îi spunea Dumnezeu lui Moise în Exod, capitolul 3, îl trimisese ca izbăvitor al poporului Israel din Egipt. Și spune așa, Moise, știu că Faraon nu are să vă lase să ieșiți de acolo decât silit de o mână puternică. Faraon, în mândria lui, nu credea că este un Dumnezeu care stăpânește deasupra lui. Era conducătorul și era Egiptul puterea mondială din vremea aceea. Avea, spune el, drept de viață asupra evreilor. Putea să omoare pe băieții care se nășteau, să ofere viață fetelor. Puteau să facă ce vrea, pentru că nimeni nu ridica degetul în Egipt afară de el. Pentru că era puterea lumii de atunci. Însă Dumnezeu a dovedit că era deasupra lui Faraon și mâna lui putea să-l constrângă și să-l zdrobească, pentru că omul ăsta nu se putea smeri înaintea lui Dumnezeu. În puterea lui credea că poate să zidească cetăți ca Pitom, Ramses, să pună poporul la munci grele
Și omul acesta credea că prin puterea lui, prin armata lui, prin ceea ce face el, va putea să țină controlul. Care a fost rezultatul? Că a trebuit să fie zdrobit el și zeii Egiptului de o mână puternică, de mâna lui Dumnezeu. Că mai presus de orice mână, e mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are o mână puternică. Mă gândesc la omul acesta din cartea Daniel, Nebucadnețar, care la un moment dat se plimbă pe acoperișul palatului și se uită la ceea ce a zidit. Prin puterea lui, spune el, prin puterea bogăților mele. Și ascultați Daniel, capitolul 4, versetul 30. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Omul ăsta vedea că are putere și vedea că are slavă, prerogative divine. Se credea Dumnezeu. Și spunea tinilor, și care e Dumnezeul ăla care vă va scoate din mâna mea? Să văd dacă este un Dumnezeu mai mare. Și a fost un Dumnezeu mai mare. Și omul ăsta spune, prin puterea lui, prin mândria inimii lui, spune cuvântul Domnului că a reușit să facă niște realizări. Însă, crezând că toate acestea îi se merită lui, rezultatul? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a coborât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni, după aia versetul 34, revenirea acestui om. După trecerea vremii hotărâte, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăruie din neam în neam. Dar cum? Nu mai e împărăția ta? Nu mai ești tu domn și puternic și slăvit? Deodată ai recunoscut că e unul deasupra care îți poate lua împărăția și îți poate da împărăția? Toți locuitorii pământului sunt o nimic înaintea lui. El face ce vrea. Dar nu mai faci tu, Nebucadnețar, așa cum ai zis că faci tu ce vrei? Nu mai faci tu ce vrei? El face ce vrea cu astea cerului și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Auzi, împăratul ăsta păgân, care a avut parte și de episodul acesta neplăcut, a învățat că nimeni nu poate sta împotriva lui Dumnezeu să-i se spună ce faci. Și cuvântul Domnului spunea în seara aceasta, prin gura apostolului Petru, smeriți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Fraților, ce ne revine nouă să facem? În primul rând, nouă ne revine smerenia. Doamne, ajută-ne Tu! A Lui este gloria, a Lui este lauda, a Lui este slava, a noastră este smerenia. Dar spune cuvântul Domnului foarte frumos în textul acesta, că celor smeriți le dă har. Cei smeriți capătă har. Și noi dorim să căpătăm har. Dorim să căpătăm har în cântare, dorim să căpătăm har în cuvânt, dorim să căpătăm har în rugăciune. Dumneavoastră doriți să căpătați har? Eu cred că toți dorim să căpătăm har. Însă se prea poate că de multe ori înțelegem harul doar într-un fel și nu în felul lui felurit de a fi. Că spune cuvântul Domnului că prin el am primit și har după har. Și harul lui Dumnezeu e foarte felurit. Dar spune Biblia că celor smeriți le dă har. Capătă har. Eu doresc din toată inima ca toți să căpătăm har înaintea lui Dumnezeu. Însă vreau să citesc puțin din Evanghelia după Luca în ce ar putea să constă harul acesta al lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 26. În luna 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Credeți că acesta a fost un har? Eu cred, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și îngerul din partea Domnului a spus, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Dar aș vrea să întreb în seara aceasta, harul ăsta a fost ușor de dus? Nu a fost chiar ușor. Pentru că vestea aceasta, spune cuvântul Domnului, a tulburat-o pe Maria. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba. Nu făcea sens. Cum să fie harul ăsta? Ca orice fată visa la ziua anunții ei.
Și poate că erau programate toate, să fie frumos acolo, aranjate. Și deodată se schimbă programul. Și vine Dumnezeu cu un alt plan și spune, ți s-a făcut mare har. Numai că harul ăsta e greu de înțeles. Pentru că ea spune, Doamne, eu nu locuiesc cu un bărbat. Cum se poate face lucrul acesta? Ba mai mult, mă gândesc la Iosif. Cât de tulburat a fost de vestea harului acesta. Maria, cea pe care o iubesc, logodnica mea, care mi-a spus că va fi doar a mea, e însărcinată și copilul nu este al meu. Ce voi face? Putea să o ducă în fața norodului și să o omoare cu pietre. Dar o iubea pe Maria. Cum să facă lucrul ăsta? Și a spus, voi face altceva. Voi lua vina asupra mea. O voi lăsa pe ascuns. Dar cel puțin ea va scăpa, copilul va scăpa. Va cădea vina asupra mea. Și se gândea el în inima lui cum are să acționeze. Și intervine Dumnezeu și îi spune, nu te teme, Iosife, că Dumnezeu e în control. Dar m-am gândit, Doamne, ce har ai îngăduit Tu acestei tineri perechi și greu de înțeles, poate, și de purtat. Și mă gândesc la surorile tinere, care toate așteaptă să se căsătorească, ziua anunții, pe care o doresc și o visează și ar vrea să vină cât mai curând. Dacă ar veni Îngerul Domnului să aducă un astfel de har, să aveți un copilaș, 2, 3, 10 ca alte femei destoinice, cum ar fi privit harul acesta? Ar fi acceptat? Și totuși harul ăsta Dumnezeu îl dă celor smeriți. Maria cânta în felul următor. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, în Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Ea recunoștea că starea ei era smerită. Și am citit din Petru că celor smeriți le dă har. Și Dumnezeu s-a uitat din înălțimea cerurilor și a văzut pe o fată smerită și a gândit să-i facă un mare har, să nască pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Dar vrea Dumnezeu să mai facă poate har și altor surori tinere să nască copilași din partea lui Dumnezeu. Cum e asta privit? Poate fi privit asta ca un har din partea lui Dumnezeu? Și totuși, pentru cei smeriți, poate să fie un har. Dar, vor spune unii, avem planuri să vizităm măcar vreo 40 de țări, 2-3 ani, și după aia om lua în considerare. Și dacă o fi bine, dacă avea unde o sta, ne-am gândit și la treaba asta. Și m-am gândit totuși că altă a fost reacția Mariei. Ea a spus, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Ce înseamnă a fi smerit? Smerenia este o floare rară. Și ceea ce ni se cuvine nouă în seara aceasta, îi a fi smeriți, pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Să nu ne îngrijim ce se va întâmpla. Vom trece cu bine, vom avea de mâncare, vom pierde una și alta. Partea noastră îi să ne smerim sub mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu înalță la vremea Lui. Nu la vremea omului, la vremea Lui și El știe când e vremea Lui. Și celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și noi vrem har, încântare și într-o viață îmbelșugată. Dar sunt și fațete ale harului, parcă nu prea le-am vrea, îți creează disconfort. Și totuși, în momentele acelea, putem spune noi în smerenie, Doamne, facă-se voia Ta. O, Doamne, ajută-ne Tu. Alt har, care poate ni se dă și nu este ușor de acceptat. Spune Apostolul Pavel un lucru tare mare în Cartea Filipeni, capitolul 1, versetul 29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Harul să suferim pentru Hristos. Cine vrea harul ăsta? Să sufere pentru Domnul Iisus. Păi firea asta, care e din pământ, nu vrea să o ducă bine, trage la lucrurile pământești. Și totuși, în harul lui Dumnezeu este o fațetă în care ni se dă posibilitatea să avem bucurie când suntem prigoniți pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și mă gândesc cu minte omenească, Doamne, cum e posibil lucrul ăsta? Și totuși, am citit în cartea Faptele Apostolilor că s-a întâmplat. Și am citit despre creștinii care au fost martirizați în graiul martirilor, care totuși au socotit lucrul ăsta un har și o bucurie. Și m-am gândit, o, Doamne, cred că numai cei care au Duhul Tău poate să facă lucrarea aceasta, să fie bucuroși că sunt vredniciți să aibă harul ăsta de a suferi pentru Domnul Iisus. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 40, au venit preoții
Și supărați au pus mâna pe apostoli, le-au administrat o bătaie bună. Era mai rău situația, trebuia să-i omoare, pentru că așa le spunea cugetul lor. A intervenit Gamaliel, au scăpat cu o amendă mai mică, cu o bătaie. Nu știu cum a fost, dar sigur n-a fost ușoară. Și spune, i-au ascultat el. După ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. I-au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și iată, apostolii, ucenicii Domnului Iisus, plini de Duhul lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu veghează și în situația astea, să primească o mamă de bătaie și să fie bucuroși. O, Doamne, îndură-te Tu de noi! Așa că uitându-ne la starea noastră, uitându-mă la mine, parcă sunt nu chiar acolo unde vrea Dumnezeu. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să mă întărească și să mă ajute să mă smeresc sub mâna Lui. Pentru că Dumnezeu, dacă ne iubește și vrea să ne mântuiască, are tot dreptul acesta să ne constrângă și să ne smerească El cu mâna Lui tare și puternică. Dar de ce să o facă Dumnezeu prin zdrobire? De ce să o facă Dumnezeu prin umilință? De ce să o facă Dumnezeu prin căi care nu ne plac? Numai bine o facem noi din propria inițiativă și Dumnezeu, la vremea Lui, care o știe El, ne va ridica. Slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, timpul trece. Doar vreau să vă aduc pe scurt ideea aceasta și apoi mă voi retrage. Ceea ce ne revine nouă și spunea Apostolul Petru, smeriți-vă. Apoi Petru spunea în versetul 7 și fratele Oni spunea foarte pe larg în predica în limba engleză, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Chiar citea acel verset la care mă gândeam și eu din Evrei, capitolul 13, că nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Și ne învață cuvântul lui Dumnezeu că povara aceasta a îngrijorărilor nu trebuie purtată de noi, pentru că nu putem să ne descurcăm. Povara aceasta trebuie aruncată înaintea Domnului Iisus, că El însuși se îngrijește de noi. Știți că atunci când purtăm noi povara aceasta a îngrijorărilor, facem ceva foarte greșit? În primul rând, ne lipsim de pacea lui Dumnezeu. Ne tulburăm singuri. Nu mai avem pace în casa noastră, nu mai avem pace cu soția, cu soțul, nu mai avem pace în conștiința noastră, pentru că nu putem rezolva lucrurile și ne frământăm. De aceea spune Apostolul Pavel, și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi. E ca un soldat care stă acolo. Când? În momentul când aduceți înaintea lui toate îngrijorările voastre. O, Doamne, ajută-ne Tu să aducem la picioarele Tale îngrijorările noastre. Povara aceasta a îngrijorărilor nu trebuie purtată de noi. Trebuie aruncată înaintea Domnului Iisus, că El e suveranul. Ține Dumnezeu universul ăsta și noi spunem amin. Ține Dumnezeu lumea asta și noi spunem amin. Da, ține Dumnezeu viața mea. Și o spun amin. Dar se gândesc cu oamenii când e vorba practic. Ține Dumnezeu universul ăsta, dar oare ține și viața mea? Oare mă ține și pe mine? Și eu zic din toată inima, și totuși Dumnezeu veghează, slăvit să fie numele Domnului. Ce ne revine nouă, iubiți frați și surori? În primul rând, să ne smerim sub mâna lui Dumnezeu. În al doilea rând, să aruncăm povara noastră aceasta îngrijorărilor înaintea lui Dumnezeu, că El se îngrijește de noi. Și în al treilea rând, spunea Apostolul Petru, fiți trezi și vegheați. De ce? Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Ne revine nouă sarcina de a fi treji și a veghea. La ce să veghem? Pe scurt, spunea omul lui Dumnezeu Iosua, vegheați asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Dumnezeu. Și la acest capitol trebuie veghere ca să nu scadă dragostea noastră. Spunea în cartea 2 Cronici, capitolul 19, versetul 7, Iosafat, dregătorilor, vegheați asupra faptelor voastre. Și astea se aplică și pentru noi. Trebuie să veghem asupra sufletelor noastre, trebuie să veghem asupra faptelor noastre și trebuie să mai veghem ceea ce spunea Apostolul Petru. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Și am învățat chiar de la Apostolul Petru, care n-a vegheat. Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă și Dumnezeu l-a conștientizat. Dar faptul că a știut planul diavolului nu i-a garantat omului acestuia că va trece cu bine. Dimpotrivă, Domnul îi spunea, roagă-te, eu m-am rugat pentru tine să nu ți se pierdă credința ta. Și ceea ne revine nouă, cred, să veghem în vederea rugăciunii. Credem că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Eu cred din toată inima. Credeți ca mine că Dumnezeu este aproape să vină? Ce trebuie să facem?
Care este robul acela înțelept, spunea Domnul Iisus, care l-a pus stăpânul peste ceata slujilor? Robul acela veghează. Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Amin.